Cum te-a ajutat Speranța pentru România în tot ce s-a întâmplat în Italia? M-a ajutat foarte mult, m-a ajutat, mi-a plătit toate cheltuielile care le-am avut, care au depășit peste 15.000 de euro, foarte mult. Mi-au plătit chiria, mi-au plătit aparatură, creme, nu mi-a luat o cremă, mi-au luat mai multe creme ca să am o perioadă mai lungă, anumit supliment alimentar pentru Matei, analize, toate analizele sunt decontate, toate tratamentele sunt decontate, mașina închiriată, rulota, cazarea, cât mi-au cerut acolo, că mi-au cerut avans. Eu am mai stat câteva zile și mi-au cerut să plătesc toată luna întreagă și mi-au decontat absolut tot ce am avut nevoie. Niciodată nu mi s-a spus că nu mă pot ajuta, tot mi-au decontat. Dacă ar fi să transmiți un mesaj de mulțumire celor care au donat pentru Matei până acum... Le mulțumesc din suflet tuturor care mi-au fost aproape, că fără ajutorul lor nu puteam să ajung să fie Matei tratat, să fie scăpat de această ileostomă. Nu aveam curaj să înaintez, să depun dosarul la acest spital, dacă nu aveam speranță că mă ajută cineva. Deci nu, n-am avut posibilitatea. Noi am încercat până la un nivel. Am reușit să ținem totul sub control, toate cheltuielile. De după am fost conștienți că odată ce trecem granița, totul va fi foarte costisitor. Iar mie mi-a recomandat o prietenă. A văzut că ați ajutat foarte multă lume și sunteți foarte implicați și mi-a recomandat și mie și atunci m-a pus în legătură cu dumneavoastră, cu doamna Doriana. Doamna Doriana m-a susținut foarte mult. M-a înțeles, parcă era parte din familia mea. Atât de mult era de deschisă față de noi, de a ne ajuta. După v-a spus dumneavoastră despre ce e vorba, v-a povestit cazul, ați fost de acord să ne preluați și pe noi, ați venit, ne-ați făcut acel filmuleț care foarte multe persoane au contribuit pentru Matei. Din toate punctele de vedere ne-au ajutat și cu rugăciune și cu sfat și în primul rând financiar.